Salutare tuturor! Ce avem noi aici? Mă scuzați că sunt așa murdar și șlefuiesc. Sus aici e îngrozitor, nu se mai vede nimica. Am băgat acea chestie, uitați-i aici. Am băgat șlefuitorul ăla și face un praf de... De nu-ți vine să crezi. Și mi-a susit un colet și vreau să vă arăt despre ce este vorba. Să vedem dacă este și bun de ceva, pentru că știți bine că am luat acel acumulator de la Parkside de 8A și aș putea să folosesc flexul cu jucăria asta și cu ocazia asta, dacă mă descurc foarte bine, probabil o să vând drujba și să mai au ceva bănuți acolo, să pot să mai continui la casă, pentru că am probleme foarte serioase și aici cu tavanul, îmi tot în se umflă. Deci eu chituiesc, aranjez și el aici, dacă ne uităm atent, ia uitați-l. Pur și simplu, un pușcă. N-am ce să-i fac. Și dacă se iau să dau toată vopsea jos până la rigips, nu, niciun caz. Și sunt mai multe locuri, așa că cred că o să merg pe tavan fals până la urmă. Haideți să desfacem jucăria asta, să pun și eu telefonul între piept și să vedem despre ce este vorba. Da, nu mi-am dat seama, am început să desfac coletul și am uitat să dau drumul la înregistrare. Se mai întâmplă, mai ales că și ochii sunt plini de praf. Cam asta este carcasa. De aici, din ce văd eu, se reglează, se întărește sau se slăbește lanțul. Piesa asta e din plastic, asta e din plastic, nu știu cât de rezistentă va fi în timp, dar vedem. O să încerc să fiu mai atent. Asta se pune pe flex. Văd că are și un rezervor de ulei, cu toate că nu pot să-mi dau seama pe unde va ieși acel ulei ca să ungă. Este o găurică foarte, foarte mică aici. Vedeți? Pe acolo va ieși ulei ca să ungă lanțul. Probabil o să am ceva lângă mine și o să-l ud și eu. Deci asta este din aluminiu, un aliaj oarecum. O protecție de metal, mânerul care este un plastic, nu e mare lucru, o cheie indus și o grămadă șuruburi. Și pinioanele, un pinion așa și este metalic, ceea ce este foarte bine și văd că sunt două mărimi diferite, foarte bine, probabil este pentru flex cu cap mai mic, n-am nici o mică idee, vedem când demontez. Niște șuruburi mai lungi, mai scurte, niște șaibe. Punga asta, lanțul care este foarte, foarte ascuțit, numai că parcă am firat din ceștia, dar la ce vloi să-l folosesc eu va fi mai mult decât suficient, cu siguranță. Probabil se potrivește și la rău, nu știu, o să mă uit la acest lucru. Un dop și cred că ăsta este de aici. Și chestia asta, loculețul ăsta mic, probabil se bagă aici în găurică. Nu. N-am nici cea mai mică idee ce se face cu acest dopuleț. În fine, un mare lucru și lama de 11,55. Ce înseamnă asta? 25, 27, vreo 28 și jumate. 28,7, aproape 29 de centimetri. Deci e foarte apropiată de cea de la Ryobi. Văd că are sistem de ungere și aici la chestia asta, care este ok. O să o montez și vedem cum funcționează. Ce am făcut zilele astea, duminică de altfel, o să vă arăt și ce am făcut și de ce am fost nevoit să cumpăr chestia asta. Ideal ar fi fost o drujbă pe benzină, numai că situația financiară nu-mi permite deocamdată. Probabil o să iau una
în anul ăsta sau anul ăsta, probabil. Vedem cum merge și cu vânzarea casei. Haideți că îl montez și vedem cum funcționează. Da, am încercat pe Parkside și n-am reușit. Însă am reușit să o pun pe flexul ăsta de la Inhell cu cablu. Și vreau să vă arăt și de ce am făcut toată chestia asta. Pentru că știți că, vedeți, ce mi-a rămas de la scară. Alea probabil aș putea să le tai la circular. Dar problema este cu grinzile astea mai mari. Și mai am aici iarăși niște grinzi de 8-8. Dar pe astea nu le tai pentru că vreau să le folosesc la o hazna la cineva. Și după aceea vor ajunge lemne în foc. Ce a făcut vecinul? A făcut curățenie în direcția acolo. Și avea un malder de lemne, mi-a zis că le dă foc, dacă vreau să-mi iau ceva, să-mi iau. Și cam este tot ce am putut să iau. Sunt și groase, cât mâna mea, și mai subțiri, dar nu pot să le tai la circular sau să omor drujba de la Ryobi, cum am mai zis. Am aici, vedeți, și unele mai groase sunt. Probabil o să luăm unul să testăm acum. Dar haideți că pun o pauză, car unul acolo și vedem cum taie acel lanț și dacă merită 60 și ceva de lei cât am dat eu pe el. Haideți să încercăm celelalte mai groase. Sunt mai dedesubt, n-am putut să le iau. Astea sunt aproximativ puțin mai mari decât încheietura. A trosnit ceva, nu-mi dau seama ce. Dar să încercăm din nou. Da. A trosnit plasticul ăsta din spate de tot. Nu înțeleg de ce. Trebuie întărit lanțul, taie, dar nu cred că îl voi folosi pentru că mi se pare extrem de periculos. Cam asta este, nu știu ce să zic, probabil bani aruncați la gunoi. O seară bună și la revedere!